Începând de azi, cuantumul ajutorului de deces pentru un asigurat sau pensionar crește cu 75 de lei, ajungând până la 2298 de lei. În cazul decesului unui membru de familie care nu este asigurat, se acordă în plus 37 de lei, ajungând până la 1149 de lei. Ajutorul se acordă încă de azi, iar cererile se onorează în aceea zi. Câștigul mediu salarial brut, care reprezintă o bază de calcul pentru acordarea ajutorului de deces, în anul 2014 este de 2298, față de 2223, cât s-a înregistrat în 2013. Cu această ocazie, doresc să anunț pe cei care sunt interesați a ridica ajutorul de deces de la Casa Județeană de Pensii pentru persoanele decedate. Eu pot face începând cu data de astăzi. Noi am estimat că vom primi creditele bugetare aferente în 15 ianuarie. Le-am primit mai devreme, motiv pentru care, începând cu data de 8 ianuarie, am demarat procedura de plată a ajutoarelor de deces. Prin prevederile aceleiași legi, s-a mărit și punctul de pensie cu aproape 30 de lei, ajungând la 790,7 lei. Valoarea punctului de pensie în anul 2014 este de 790,7 față de 762,1 cât a fost în anul 2013, înregistrându-se o creștere de 3,76 la valoarea punctajului mediu și la valoarea punctului de pensie. O altă modificare importantă îi vizează pe cei care au desfășurat muncă în condiții de gradul 1, anterior datei de 1 aprilie 2001. Aceștia beneficiază de o reducere de 6 luni pentru fiecare an lucrat, dacă stagiul de cotizare în grupa 1 de muncă a fost de minim 6 ani. O persoană care a desfășurat activitate în condiții de grupa 1 anterioare date de 1 aprilie 2001 poate să beneficieze de reducerea din vârsta standard de pensionare corespunzător perioadei lucrate. Și ca să mă fac înțeleasă, exemplific. Dacă a lucrat minim 6 ani în grupa 1 de muncă, va beneficia de o reducere de 3 ani din vârsta standard de pensionare. Dacă a lucrat peste 26 de ani, va beneficia de o reducere de 13 ani din vârsta standard de pensionare. O majorare va înregistra și indemnizația de însoțitor al persoanei cu handicap, al cărei cuantum a crescut de la 610 la 633 de lei.